Trei zile la rând, polițiștii de la rutieră, sprijiniți de structurile de ordine publică, au acționat pe linia depistării și sancționării conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație, îndeosebi a celor care rulează cu viteză excesivă. În cadrul acțiunilor au fost constatate 5 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice și au fost aplicate aproximativ 470 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, peste 200 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 28 pentru portul centurii de siguranță și 24 pentru conducerea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice. Atenția polițiștilor s-a îndreptat și către indisciplina pietonală, 126 de pietoni fiind amendați pentru abaterile comise. Ca măsură complementară au fost reținute 7 permise de conducere și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare. Poliția rutieră reamintește că viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile meteo de drum sau trafic reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere din România.